Națiunile Unite s-au oprit în loc și au încercat să afle cine sunt, de unde vin. Au deschis lăzi de zestre și sipete și albume cu fotografii și au vorbit despre ei și cei 100 de ani de la Marea Unire. Românii și-au dat seama foarte repede și spre lauda lor că au un Ioan Aurel Pop, un purtător de cuvânt extraordinar. Încă de la prima lui ieșire în lume pe această temă a centenarului și a românității, s-a dovedit că este nu numai un istoric tobă de carte, nu numai unul care știe foarte bine tot ce s-a întâmplat în trecutul nostru. Știe foarte bine de unde vine și încotro ar putea merge limba română. Ce se întâmplă cu istoria noastră? Ce se întâmplă cu identitatea noastră? Cum ne privim și cum ne privesc ceilalți? Dincolo de asta, mai are o calitate esențială. Are acces la cuvântul expresiv, potrivit. Prin urmare, Ioan Aurel Pop a putut să fie purtătorul de cuvânt al românității în toate colțurile țării, a fost invitat peste tot și peste hotare și acolo a vorbit despre noi, cine suntem, cine am fost și cine am mai putea fi. Am descoperit în cartea lui, carte care reunește aceste luări de cuvânt și e foarte bine că o face, deci ideea este extraordinară, toate luările de cuvânt de-a lungul anului centenarului, dar și un pic înainte, sunt adunate în această carte a identității și am descoperit că un cuvânt care apare foarte des și mi se pare normal să fie așa într-o carte a unui ardelean, este rânduială. El vorbește despre rânduiala limbii române, despre rânduiala neamului nostru, despre rânduiala care trebuie pusă în istorie și așa mai departe. Ceea ce face el apropo de rânduială este nu doar să pună ordine acolo unde se dovedește că haosul ne amenință, ci în același timp, deci nu numai că pune ordine, dar ne pune pe noi, în primul rând, în rând cu noi înșine și, în al doilea rând, în rând cu lumea. Această punere a noastră în rând cu lumea este esențială și este poate una dintre obsesiile lui Ioan Aurel Pop, istoricul, scriitorul, luminătorul, profesorul. Cel care vine și ne spune că dacă ne vindecăm de ignoranță, fiindcă vreau să vă spun, am descoperit chiar și eu, deși mă laud că citesc de o viață, am descoperit că nu știu chiar bine sau am uitat totul despre români, despre limba română, despre românitate, despre istoria noastră și că sunt o mulțime de lucruri pe care e bine să mi le aduc aminte și pe care e bine să le învăț din nou. Prin urmare, vine Ioan Aurel Pop și ne spune că dacă ne vindecăm de această ignoranță și vindecarea nu poate fi decât prin carte, prin cultură, vom vedea mai ușor când în jurul nostru sunt interese străine binelui nostru și vom putea să ieșim dintr-o descriere a noastră foarte păguboasă. Vom ști atunci că nu e adevărat că românii sunt hoți și leneși și nemernici, că toate neamurile au hoți și leneși și nemernici, că o pădure nu se descrie și nu se cântărește prin uscăturile ei, ci prin ceea ce are puternic, verde și plin de speranță. Este ceea ce face la fiecare pas în această carte Ioan Aurel Pop. Mi-aș dori să fie tradusă în mai multe limbi și mi-aș dori să fie lectură, nu neapărat obligatorie, că sună rău obligatoriu, dar în orice caz, o lectură care să nu lipsească din niciuna dintre școlile noastre, din niciuna dintre bibliotecile noastre și fiecare român să știe că i s-a făcut un dar important, o carte a identității din care poate afla despre unire și cum a fost ea visată de la cronicar, prin școala ardeleană, prin farfotiști și până la 1918. Poate afla despre farmecul limbii române, de unde vine și
cât de mult ne îmbogățește această limbă, cât de mult este pentru noi definitorie. Poate afla apoi despre cultură, despre academie, despre universitate, despre școală, poate afla sumedenie de amănunte despre ceea ce sunt românii. Că se numește așa românii, este o idee foarte bună. E o carte de identitatea noastră pentru care nu l-aș felicita pe Ioan Aurel Pop, ci i-aș mulțumi împreună cu dumneavoastră pentru că ne-a dat această carte. Lectură plăcută!